Am reușit. A fost prima repriză mai greu. Am început ca un diesel. Păr, dar până la urmă eram ferm convins că în momentul când am reușit să înscriem, ei vor fi obligați să se deschidă, să iasă la atac, să încerce să ne surprindă. Până atunci doar s-au apărat și au jucat pe contraatac. Am avut spații, mai ales repriza a doua a fost mult mai bună. Intrarea lui Paul Antonă a echilibrat și a ordonat un pic jocul echipei. Acum scorul nu mai contează. Important e că rămânem în Superliga. Eu cred că echipa merită. Și chiar nu înțeleg de ce s-a ajuns în situația asta, ținând cont de jucătorii care i-am în lot. Am terminat neinvins în campionat și asta e un lucru pozitiv. Doar meciul de cupă am pierdut, acolo știți foarte bine cum s-a pierdut. Și în campionat am luat gol în minutul 98. Varul a fost acolo. Ce am mai avut? Acasă am avut cu Craiova la 1-0 gol valabil, tot varul ni l-a anulat. Important e că n-am pierdut, important e că astăzi nu ne-am dezamăgit suporterii, care au creat o atmosferă senzațională și cred că ne-a dat mai multă încredere. Sunt sigur că cât sunt ei de jucători cu experiență, au avut emoții, că știi că orice se întâmplă. Și problema care e și e reală, ținând cont de jucători care termină contractul, care nu știu care este situația lor pe viitor. Și sincer să fiu, mi-a fost teamă de... Dar au jucat foarte bine și chiar îi felicit. Și acum la treabă, că vacanța e scurt. Avem... S-a făcut diferența în această dublă și la public, și la capitolul public. Cum? Pardon? Cât s-a făcut diferența în această dublă și la capitolul public? E clar că era diferență mare și eu chiar n-am avut emoții. Deci n-ai cum. Deci vă spun un caz care toată cariera mea și e destul de mare și ca fotbalist și ca antrenor. Când a fost asta? Cu două zile? Când a fost cu... Nu. Aia a fost deosebită. Deci înainte să intrăm în cantonament, ieri a fost. Aici un domn de 70 de ani, cu o bicicletă, mă aștepta înainte să plec la antrenament. Și mi-a zis domnul Rednic, mă numesc, nu știu cum, am uitat deja, sunt din satul unde ei s-au antrenat, unde cei de la Buzău, da? Și mi-a zis că am filmat antrenamentul. Dacă vă ajută și vă e de folos, cu mare drag. Și incredibil, zic, bă, un om pe care îți dai seama, a vrut și el să ajute. M-am uitat. Poftim? Nu cred că n-ai avut emoții. Nu, păi asta, la început am și declarat. Dar spun, deci incredibil, toată lumea a vrut să se implice ca să ajute echipa. Păi nu, a fost un antrenament... Nimeni nu face, nu lucrează tactic o zi înainte de meci. A fost un antrenament normal, scurt și normal. A fost, cred că, o dezmorțire, ținând cont de drumul care l-au făcut. Dar vreau să știu că nu mi s-a întâmplat. Deci, un om care a vrut să ajute. Și cred că ca el au fost toți cei 10.000 care au venit, sau 11.000, plus... 100, cât? 150, că suntem, cât suntem? 200 și ceva, pe aia micii nu-i punem, pe aia bolnavi nu-i punem, că n-au avut timp de meci. Dar restul, cred că toți au fost cu gândul și cu sufletul la meciul din seara asta. Și chiar mă bucur că i-am făcut fericiți. Atunci... Mă bucur că pe 4 etape, câte etape de campionat și 2 de baraj, mi se strigă numele. Asta nu mi s-a întâmplat chiar așa repede. V-am zis, în momentul acela ei s-au apărat foarte bine, o echipă organizată, deci n-am reușit, în fază fixă am marcat parcă primul gol. Da. Deci n-am reușit să aia și le-am și spus la jucători. Dacă reușim să dăm gol, după aia meciul o să fie mai ușor. Am jucători cu calitate, cu experiență și
greșelile care s-au făcut au fost imediat punctate. Vucevici termină contractul, din ce știu eu. Postolache încă mai e, el are o clauză. Cam micuță, dar are o clauză. N-avem ce să facem. De-aia zic că nu că s-au făcut de greșeli, deci chiar eu nu acuz și chiar susțin conducerea. Deci eu, în cariera mea, foarte puține echipe sau la echipele la care am antrenat mi s-a dat libertate. Cum antrenorii care au fost aici au avut libertate. Deci au făcut ce au vrut și au dus jucătorii care au vrut. Un buget de play-off. Eu mi-aduc aminte că în momentul când a început sezonul ăsta, toată lumea se gândea la ce lotare UTA, că mai mult ca sigur să vor bate pentru play-off. Mi-a adus noroc. Cred că a avut emoții mai mari ca... A venit cea să vadă jucătorii în direct. Se începe o colaborare, cum am mai vorbit? Sau? Cu toată lumea colaborez. Deci nu mai vreau să trece UTA, echipa UTA nu trebuie să mai treacă pe situația asta. Acești minunați suporte nu trebuie să mai treacă pe situația. Nu fac promisiuni, nu încep că play-off, dar în niciun caz obiectivul care va fi pentru anul nu va fi salvarea de la retrogradare. Mi-a fost teamă, deci nu, iau și eu dacă m-am jurat, nu m-am jurat, dar am zis că nu mai au echipă din mers. Echipă pe care n-am pregătit-o eu, echipă pe care n-am format-o eu, e un risc. Și la 61 de ani nu trebuie să mai risc. Din punct de vedere al sănătății arăt bine, sunt frumos pe din afară, pe dinăuntru, nu mai știu ce e, n-am mai. Ce a fost un risc, sunt sigur că la câți prieteni am eu prin presa asta, mă terminau. Iar Rednic a retrogradat, că e depășit, învechit. Veniți la antrenamente ca să vedeți cât de depășit sunt. Și cred că am reușit ce alții n-au reușit. Uitați cazul celor de la Pitești, unde și ei au străini foarte buni, vorbesc așa individual, dar n-au reușit să formeze o echipă. Când străinii au mers cu frâna de mână, când românii cu frâna de mână. Dar aici am reușit ca să-i, eu știu, să-i mobilizez și să fac să înțeleagă că au același obiectiv, să-i fac să înțeleagă că e vorba de imaginea lor, că nimeni nu-și dorește și nu-i bine pentru ei ca jucători să aibă în CV o retrogradare, pentru că lumea nu se uită la tine. Cât ai fi tu de talentat, nu se uită lumea. Strategia pentru sezonul viitor e trasată sau o gândiți? E aproape trasată. Deci vom da bani la performanță. Știu că poate n-a fost momentul domnului Mezar când a făcut declarația care a făcut-o, dar asta va fi strategia noastră și filozofia noastră. Da? Nu mai vreau să aud în vestiar că se vorbește vreau salariu. Președintele vine și spune că-ți dă o primă, îți dublează prima și pe tine nu te interesează, spui de salariu. Deci nu va mai fi așa ceva la mine. Nu. La mine toată lumea să zică cât e prima de azi. Vrem să o luăm. Nu, să luăm salariu. Toată lumea salariu, fac, salutăm, ne antrenăm, când vrem, cum vrem. Și restul, antrenorul să ia toate bubârnacele. Deci nu va mai fi așa. Deci nu va mai fi așa. Un exemplu, Gică Hagi ni l-a arătat cu salarii normale și cu bonusuri. Foarte bun, nici meciul de la Buzău, nici cel de astăzi. Spuneați că și-ar dori să rămână. E adevărat ce ne-a spus înainte de meci? Da, asta a fost. Poate tactic și din partea noastră și din partea lui. Dar da. Haide să lăsăm să ne bucurăm în seara asta, că avem timp să... Dacă începem acum să vorbim cum a jucat unul, cum a jucat altul, dar Bubic a avut și jocuri bune în perioada mea, vorbesc de perioada mea, e și situația care e. Și zic, mă, ți-au intrat vapoarele în port. Doamne, ar trebui, ăla grâu, ce ți-a intrat, porumbul, sfecla? Sănătate, să rămână, luați-l acasă, doamne, ar trebui că ne bruiază.
Ați debutat. Unde a rămas? Ați debutat și un jucător astăzi pe Darius Iureașciuc. El a dorit mai mult să debuteze astăzi, dar când eram pe val, am luat golul ăla cum l-am luat și m-am gândit mai mult că nu vreau să risc. N-am nicio teamă, pentru că vă spun că avem jucători tineri care trebuie luați în seamă și ei vor avea un sprijin, mai ales pentru prima parte. Păi nu mai aveați pe cine să debutați, că Barbosa a mai jucat la... Barbosa a mai jucat la UTA, nu? Barbosa? A mai jucat la UTA, la UTA zic, nu mai aveați pe cine să debutați, în afară de Iorașciu. Pot să pun o întrebare ipotetică? Da. Minutul al 10-lea, Congelari sau Kindrich ar fi accidentat. Cine ar fi jucat în așa de Kindrich? Avea Mali. Panton, care a mai jucat. Și lucrul ăsta nu mi se pare. Sunt... Să rămâi în doi fundași central, tot timpul stai cu inima strânsă. Se poate întâmpla și fundaș central care se duc la sacrificiu câteodată, chiar la limită, și se pot accidenta. Dumnezeu ne-a ajutat și că am dus-o până la urmă. Domnule Redi, da, vă rog. Ați spus că ați început meciul ca un diesel. Da. Și după German, ca de unde ești tu. Ce mașină? Nu pot să zic că Bentley. Viteza e prea mare la mea. Acolo, deci. Da. Mă bucur că... Repriza a fost mult mai bună, am avut o posesie mai bună, am reușit să-i surprindem prin schimbări de joc, prin accelerări, și jucătorii care au intrat sunt jucătorii de viteză și au făcut diferența. Ați văzut că au probleme fizice și noi am profitat. De-aia zic, trebuia să evităm să... Și îmi doresc ca noi să nu... Ferm convins că nu vom mai ajunge în situația asta, dacă eu să rămân aici. La pauză ce vreți? Poftim? La pauză. Nu, dai seama că am fost un pic supărat, că se grăbeau. Am avut câteva contraatacuri și vreau să dea pasa decisivă. Soluțiile care le-au luat n-au fost bune deloc. Și nu fac asta la antrenamente cu pase lungi, când noi nu avem un... atacant pivot. N-avem. Claudiu nu-i. Claudiu trebuie jucat la picior. E un fotbalist care are experiență, protejează foarte bine. N-am jucat așa. Și le-am cerut, bă, măcar jucați unde-i Postolache, unde-i Virgil, că e un jucător bun de cap și câștigă multe dueluri și putea aici să facă diferența. Noi am jucat cu mingi lungi prea mult s-a jucat cu... Deci nu e ăsta jocul nostru. De-aia și s-au pierdut multe mingi. Deja am simțit că publicul... Și a venit gol. Așa e în fotbal. Cotor cautele? De jos pălăria pentru el. Deci s-a antrenat și de câte ori am avut nevoie a răspuns pozitiv. Dacă era altul, ce am zis, rupe, că am semnat, am luat și ceva bani, dar el... Și chiar și-a dorit meciul ăsta să intre. Am ezitat în ultima clipă să nu intru cu el titular. L-am băgat pe Postolache, așa sacrificam un jucător de la mijloc. Bravo lui, îi urez succes. I-am zis că oricând aici are o portiță, la felul cum s-a comportat. Atenție că Dan Petrescu încă n-a plecat. Că i-a făcut roșie capul atâta. La un moment dat nu știa ce să facă. Cășeriu mai era ce să... N-am avut afară soluție. Eu acum l-am văzut după vreo 3 săptămâni pe Milosevic. Nu știu pe unde a fost, că s-a tratat pe la spate. Deci n-am avut multe soluții. Aveți de jucat pe Milosevic dacă era? Niciun caz. Niciun caz. Atunci de ce spuneți de Milosevic? Păi spun de Milosevic că mi-aș fi dorit mai multe de la el. La câte sacrificii s-au făcut pentru el, chiar a avut șansa să joace, cum au avut și ceilalți. Îmi pare rău că Dobrescu n-a putut să se evolueze. Și Barbosa, adică mă mai gândesc la el. Ba, foarte puțin, deci da.
Și chiar m-a surprins, adică e un atacant cu talie, mă gândeam că o ține de minge. Dar nu, poate n-a avut nici șanse prea multe, abar n-am. Dar mi-aș fi dorit altceva, adică la ce contract are trebuia să facă diferența. Dar n-a făcut-o și voi aduce atacant. Nu unu, doi. Da? Nu mai vreau să trecem prin ce am trecut acum. De culoare? Nu de culoare. Exclusiv de dumneavoastră, din lotul de 20 ceva de jucători câți am avut. Deci dacă depinde strict numai de dumneavoastră. Nu mai depinde, da? Altfel nu rămân. Câți, cu mine voi avea o discuție. Cu... Câți ar rămâne? Procentual sau ca număr, câți ați păstra? Păi cei care termină contractul vor pleca. Dacă ar depinde exclusiv... Cei care rămân pot să-și prelungească sau să se lumeze. Nu vreau să vorbesc, e frumoasă, șapte ani. Așa, cam procent din lot, cât, dacă ați putea, cât ați reține? Nu sunt, că nu vreau să încep. Oricum, pentru prima parte, 5-6 jucători cu care deja am vorbit. Deci mai rămâne ca să vină să semneze. Pot să vă rog ceva? Da. Așa, după două de final de sezon, dacă nu vă cere nume colegul meu, un nume de azi de jucător care vine la UTA. Păi nu sunt mulți, v-am zis 5, maxim 6. O să vină un fundaș dreapta, o să vină doi fundași centrali, doi atacanți vor veni. Hai să vă dau un nume, da, hai că tot Bildov. Și mijlocaș. Nu, spuneți numele. Încă nu. Spuneți numele, vă rog. Da? Bă, după că după aia, aoleu. Zice, dacă vreau și eu un nume. Nu, nu-i frumos pentru jucător lăsat. Mâine vom avea o ședință, ne întâlnim. Da, acum un nume ați vrut să spuneți cum mai scăpați. Da? Vă rog, frumos. Băi, Tudore, tu ce faci mai aici? Stai, bă, ajută-mă, stai, salvează-mă. Ziceți, ziceți, așa, pe final de sezon. Nu pot să zic, că încă n-a semnat. Ziceți-l fără să semnați. 99% a semnat. Ziceți cine a semnat, tot ipotetic vorbim. Da. Da. Având în vedere turul de la Buzău, după care ați fost decepționat, primul sfert de Europeană, cum ar fi arătat un meci cu Dinamo? Având în vedere și ce a făcut Dinamo cu Argeșul? Păi la noi nu ne putem compara cu Argeșul. De-aia nu mi-am dorit să cădem cu Dinamo. Nu puteți compara. Aici am reușit să fac o atmosferă cât de cât bună și am reușit să-i responsabilizez pe jucători. Fără cantonament. Păi n-am timp de cantonament. Păi ce fac? Două zile pe drum, dus dură, după aia mai dele două zile, plus sunt jucători care au nevoie de viză și nu putem să o luăm în viteză și prefer să rămânem la Arad. Am condiții, ne vom antrena și vom face semicantonament. Găsim în Ungaria. Da, a fost invitat de primar, da? O să vin cu Luana, că și Apostul ne-a invitat. Din duci vă 2-3 jucători de-ai lui. Ați uitat de numele de mai departe.